Salutare prieteni, eu sunt Alberto, iar azi avem pe Fotbal Top un vlog special. Am pregătit pentru voi o provocare, să ghiciți numele jucătorului cu ajutorul unor indicii pe care vi le voi oferi în acest clip. Imediat cum v-ați dat seama despre cine este vorba, intrați în rubrica de comentarii chiar sub acest clip video și scrieți numele jucătorului. Pentru ca jocul să fie mult mai frumos, e foarte important să nu trișați și să așteptați finalul acestui clip pentru a afla răspunsul corect. Înainte să începem, apăsați chiar acum butonul de like, vreau să strângem cel puțin 50 de like la acest clip și evident nu uitați să ne urmăriți pe Facebook, să ne dați un follow pe Instagram și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Bun, pentru început trebuie să vedem la ce echipă din România a evoluat sau încă evoluează, nu se știe, acest fotbalist. Sunt convins că vă veți da seama foarte rapid despre ce este vorba. Chiar acum ascultați o melodie, este vorba de imnul acelei formații și ca un indiciu suplimentar vă spun că în momentul marcării unui gol la meciurile de pe teren propriu, această melodie răsuna puternic din boxe și evident era cântată de tot stadionul. Haideți să vedem, sunt sigur că vă veți da seama despre ce echipă este vorba și revenim cu noi indici. Mergem mai departe cu indiciile, iar acum am să vă las două declarații care să vă ajute în descoperirea jucătorului nostru. Dacă ți-ai dat seama despre cine este vorba, atunci scrie-i numele în comentarii. Dacă nu, continuăm cu indiciile. Este brazilian, este atacant, dar nu prea o potrivește cu golurile. A jucat 66 de meciuri pentru Steaua în două perioade și a reușit să înscrie doar 9 goluri. Oare despre ce atacant vorbim? Înainte să dezvăluim numele jucătorului, o să vă las acum o fotografie din care sunt 100% convins că o să vă dați seama despre cine este vorba. Unii au ghicit, alții nu, așa că este timpul să aflăm răspunsul corect. Este vorba despre Leandro Tatu, fotbalist care a evoluat la Steaua între 2011 și 2014 cu o pauză cauzată de o accidentare gravă. Tatu a fost adus ca un superstar, dar nu a reușit să convingă niciodată. Acum are 37 de ani, iar ultima dată a jucat fotbal în campionatul din Thailanda. Chiazi, Nicolic, Tatu, Nicolic, preferă driblingul, Nicolic, gol! Nu e extraordinar! Cam atât, prieteni, dacă ți-a plăcut această provocare, apasă chiar acum butonul de like și distribuie clipul pe pagina ta de Facebook. Nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube, bifează clopoțelul pentru a primi primul notificare atunci când postăm materiale noi.